Dragilor, astăzi, în 30 de minute, să termină update-ul. În aceste 30 de minute voi juca câteva jocuri și la fără 10 aplicăm. Aplicăm manevra, fiindcă vreau neapărat să câștig și eu niște bomboane în plus. Zilele astea, ultimele zile, nu m-am jucat chiar atât de mult, dar sper să fac și eu măcar 550.000 de bomboane, deși nu cred. Oricum, câte fac, atâtea fac, eu zic că e destul cât am făcut. S-a dus foarte repede timpul. E ultima zi, acum la 6 se va termina. N-am postat ieri pentru că am vrut să fie episodul ăsta episodul special. Că, da, a început școala și nu mai pot să filmez zilnic cum făceam. Weekendul mi l-am luat liber, vă dați seama. Deci, da. Dar oricum ne va anunța jocul când începe jocul, deci... Foarte bine, ar fi să ne facem sarcinile. Bun, s-a terminat și programul în care trebuia să mergem la salon. Ne luăm mașinuța preferată. Dacă am uitat unde e mașinuța. Ne luăm limuzina. Și ne ducem la VIP să ne luăm apă și mâncare, că nu ne luăm multă. Că de obicei ne vom lua 5. Dar de data asta vom lua 6 ca să nu pierdem de mâna. Pentru că lor ochii deja este sete. Adică am luat 6 sticle de apă și 5 pungi cu popcorn. Deci 4, 5, 6. Îi dăm una lor ochii ca să rămânem cu 5. Ca să nu irosim una, vă dați seama că irosim una degeaba. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Acum trebuie să mergem acasă să-i facem duș lui Rocky și dacă mai vine altă sarcină o facem. Dacă este vreun joc, mergem la joc. Am ales să mă duc puțin și la update-ul de Halloween să văd ce joc va începe. Începe CK36. Deci, între timp a venit și sarcina de a merge la spital. Adică s-a îmbolnăvit Rocky săracu. Da. Începe chiar acum, când nu trebuie. Când vreau și noi să mergem. Tocmai acum a început. Deci sunt foarte nerăbdătoare să cumpăr toate chestiile. Să văd în inventarul meu 16.000 de alea viermi ce sunt aia. Și vă dați seama că o să fie un vis împlinit să am un mega neon. Ar fi perfect. Ne vom lua în mare parte orice animal. Vom deschide și un wolf box. Nu mai mult, că n-am noi nevoie de foarte mult. Vreau doar să am unul în fiecare pet de Halloween. Nu alea cu Robux, pentru că sunt Robux și vreau să fiu o persoană care nu dă Robux pentru animale. Deși am dat înainte, acum nu prea mai folosesc atât de mult Robux și pentru peturi în Adopt-Me. Deci, astea sunt toate chestiile pe care le am. Celelalte peturi sunt pe un alt cont, un cont care nu-l arăt pe YouTube, care rămâne secret, username-ul va fi secret. Nu o să-l aflați niciodată, pentru că nu o să-l pun niciodată pe YouTube. În fine, nu asta contează, contează că în momentul ăsta începe jocul. Sper să nu pierd, că m-am făcut și în alte dăți. Sper să fiu și eu atentă. Aici unde este toamnă vom merge. Pe insulița aceasta. La început ne lasă destul de mult timp. Dar mai știți că de la runda 6 se complică lucrurile. Din nou... Evil Unicorn. Îmi place când este Evil Unicorn, fiindcă
E mai greu trebuie să te uiți unde nu trebuie să mergi, trebuie să și găsești chestiile la timp. Și mai e și cu timp, deci da. E mai complicat când devii unicorn, în schimb când este ăsta cicatriz, este mult mai ușor, fiindcă doar vezi și te uiți atât. Vezi, te uiți și te duci. Atât faci. Hai că trebuie să fiu atentă. Unde-s paturile? Mai sunt 30 de secunde. Câte ceasul? Ok. E fără 20 aproape. Mai e timp. Am din nou. La pasia. Vai. Hai, că am văzut-o prima. Yes! Se pare că am supraviețuit aproape toți. Mă se pare că am fost atentă și am supraviețuit. Nu știu dacă să mai aștept sau nu. Cred că mai aștept, sincer, pentru că vreau să fac 550.000. Pe Rocky trebuie, să-i facem duș. Trebuie să-l ducem la spital. Închid camera pentru că nu vreau să vă arăt blocul. Bun. Hai să mergem la parc. În parc prima dată. A căzut telefonul. Bine că nu sunt la mare depărtare de podea, deci nu s-a întâmplat nimic. Acum când am intrat în portal, a apărut sarcina de a merge în parc și asta facem. Mergem în parc și după aceea vom merge. A, nu mai e spitalul? Nu mai trebuie să mergem la spital? Am pierdut câțiva bani, dar n-are nimic. Bun, următorul joc începe în 3 minute, deci sunt foarte, foarte, foarte nerăbdătoare să-mi iau toate chestiile care sunt aici. Deci toate o să ne bine. Posibil să aleg și una, două accesorii. Dacă sunt scumpe, bineînțeles că nu mai aleg. Mi-a dat o fată trade. Ok. Auto decline. Îmi voi lua motocicleta aceasta. Avionul prefer. Nu e scump. Nu e chiar atât de scump. Uite, cred că voi lua unul din astea sau unul de ăsta. Nu știu sigur. Voi lua unul Wolfbox. Ce să mai zic că iau? Poate ăsta. O să-l mai iau. Strodor, dacă îmi place cum arată. Asta i-am văzut, deci cam atât. Presupun că ne încadrăm. Da. Ne încadrăm 100%. Acesta va fi ultimul joc pe care îl vom juca. După aceea ne vom lua peturile. Sunt foarte încântată, nu mai am răbdare, sunt foarte nerăbdătoare. De obicei nu prea mă pricep să am răbdare deloc. O, vai, sper să nu pierd și să câștig totuși câteva bombone. Pentru că e ultimul joc. Este 5 și 46. Eu zic că am strâns deja foarte multe bomboane. N-am 9 milion cum îmi doream eu. Dar eu zic că este o sumă bună. Era să dau exit minigame. Dar cea mai mare prostie dacă făceam treaba asta. De ce m-a dat în mijloc? Pentru că acum toți o să-mi pună piedică fiindcă sunt în mijloc. Sper să nu vine nimeni pe cărarea mea. Pentru că o să-mi strice toate planurile dacă face cineva treaba asta. Se pare că deja mi se duce calea, unii deja au căzut, dacă nu mă înșel. Da, ia uite câți au căzut acum.
Da, sper că aveam posibilitatea să mă duc acolo, dar n-am putut, am fost fraieră și am făcut o prostie și era să cad. Păi, dacă aș rămâne ultima, aș găsi de toate bomboanele. Bă, mai sunt eu și cu altcineva. Sper ca acel cineva să pice. Am rămas singură, Ar fi bine să rămân și până la final, pentru că sunt singură și nu o să-mi pună nimeni piedică. Mi-au pus până acum, dar sper să când stau până la final ca să câștig multe bomboane. Deși nu n-am șanse. E ok, am rezistat destul de mult timp. Ne-am făcut 550.000. Dar eu zic că a fost bine. Din păcate pe Hide and Seek nu-l mai jucăm. Și acum este momentul momentul mult așteptat în care vom lua multe chestii. Bineînțeles că vom începe cu șmera, dacă îi zic bine. Băi, deci... Gata, l-am luat, nu vine să cred. Sunt foarte fericită. Le luăm pe toate, că de ce nu? Mamă, cum se duc bomboanele! Bă, îl mai iau. Hai, că-l iau și pe ăsta, ce să zic. O să luăm slug cât să fac Mega Neon. 3, 4, 5. Stai să mă uit, să nu fac o prostie. 6, 7, 8, 9. Ia uitați cum se duc bomboanele. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deja îmi pare rău, dar am dat foarte multe bomboane. Nu-mi vine să cred că pot să fac un slug Mega Neon! Ia uite, un comand. Ăsta e legendar. Asta nu vreau să-l cumpăr. Nu o să mai iau pe asta. Un Wolfbox. Bă, cum se duc bomboanele. Îl și deschidem. Ghast Wolf, ok. Avem unul și de ăsta. Troller. E frumos. Ăsta e scump, ăsta nu-l iau. Și ăsta e scump, foarte scump. Ok, o să mai luăm Wolf Box din toți banii pe care îi mai am. Sau mă mai uit. Avion, bă, era să uit de avion. Ok. Am rămas cu foarte puține bomboane, nu vine să cred că l-am luat asta. O iau acum. Bă, ce culoare să iau? Mov. Sper că nu mai am bani de foarte multe. Ne uităm la accesorii. Ce putem să luăm? Deși noi avem bani de toate, am luat de la început, îl luăm pe ăsta. Îl luăm și pe ăsta, că pare frumos. Ăsta nu-mi place, nu-mi place. Ce cum arată astea? A, sunt frumoase, să le pun pe rochi. Luăm și pe asta. A, nu mai am bani. Ok, nu e problemă. Și cam asta a fost ziua de Halloween. Update-ul de Halloween. Se pare că nu va fi chiar ultimul joc pe care îl jucăm. Ce să dăm cu asta? Ad. Nu se poate. Probabil că Spliful nu era ultimul joc. Când mai jucăm? Nu. No. Deci, ne-am mirosit banii degeaba pentru Ghost Wolf, v-am zis eu, dar am zis să vă fac pe plac. Dar asta de unde l-a? Mi l-a dat. Acum mi l-a dat. Când am cumpărat asta, pot să fac slugul Mega Neon, să-i punem lui Rocky câteva accesorii de Halloween.
Putem da o lui frumos. Cine a venit în fața mea? Să-i scoatem pălărioara. E frumoasă! E foarte frumos tot. Mi se pare că am la niște accesorii frumoase. Hai, Rocky, să te vedem! De ce stai? Da, mi se pare... Rocky mi se pare foarte frumos. Mi-a plăcut. Gândiți-vă că noi avem acum toate petrecerile de Halloween. Da, ia să ne uităm. Vreau să testăm avionul și motocicleta. Ia uitați cât de frumoasă este. Hai să vedem avionul, prima dată că sunt curioasă. Dar cum se face? Nu înțeleg, o să-mi văd să-l controlez cumva. Se pare că mai jucăm și hide and seek. Mi se blochează serverul, de poate de aceasta nu puteam să controlăm avionul, pentru că am încercat off camera să controlez asta, motocicleta, și nu am putut. Asta înseamnă că poate mi se bloca serverul. Da. Aștept să înceapă jocul. Ăsta chiar va fi ultimul joc, pentru că este 5:54. Gândiți-vă că mai am și eu puțină baterie. Ăsta va fi ultimul joc și încheiem și videoclipul și se va încheia și update-ul de Halloween. A fost frumos, cât a durat? Nu vine să cred că sunt seeker. De ce? E ultimul match până la urmă. O, vai. Bun. Mult noroc pentru mine. Ăsta a stat degeaba. Uite că deja am văzut pe cineva. Cred că l-a văzut și fata asta. Hai că trebuie să-l prindem. Bă, dar sunt multe. Multe fete. Hai să o prindem pe fata asta. Fată, te-am prins. Ia uite că este cineva și aici. După dulap e cineva. Nu e nimeni, pe asta nu este nimeni, caut în locurile mele, poate că în locurile mele va fi cineva, stai că știu eu un loc secret aici în dulap, vreau să văd dacă este cineva, chiar este cineva, am găsit un băiat. Să vedem. Ia uite, am mai găsit pe cineva dacă nu este cumva vreunul de-al meu. Aoleu, mi se va închide telefonul în 30 secunde, trebuie să-l bag neapărat la încărcat. Bun, deci cam acesta a fost episodul 1, nu uitați să dați un like și să vă abonați, pa!